Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre activitatea Goscomorăștie. Încercăm să mai aflăm și noi noutăți pentru dumneavoastră, bineînțeles, mai ales cei din zona Orăștie, cu privire și la proiectele pe care conducerea de aici o are pentru a dezvolta poate mai mult întreaga rețea, dar vom discuta și despre prețuri, pentru că acest 2024 a venit deja cu destul de multe scumpiri pe mai multe paliere. Vedem dacă este și cazul aici la Orăștie și, bineînțeles, vom discuta și despre politici și politică, pentru că politica e în tot și toate, după cum bine știm, și atunci este absolut necesar să abordăm și astfel de subiecte cu invitatul meu de astăzi, domnul Fabio Schiseli, directorul general al SECE, activitatea Goscomesa Orăștie. Bună ziua și la mulți ani, că nu ne-am văzut anul acesta. Să rămână și la mulți ani. Ne bucurăm să vă avem din nou alături. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Început de an, noi provocări, cu siguranță, inclusiv pentru această industrie a apei, despre care am tot discutat de-a lungul timpului. Ce odiseea industriei apei. Da, din fericire sunt, sau din fericire, din nefericire, rămâne de văzut ce ne va rezerva viitorul. Suntem așa într-o zonă foarte interesantă, mai ales în perioade electorale, operatorii de apă sunt oareși cumva... Mai să nu zic. Sunteți mai mult în atenția autorităților, să spunem. Suntem în atenția cetățenilor și așa mai departe. Adică, până la urmă, să ne înțelegem, având în vedere că suntem o entitate publică, adică având acționariatul public, format din unitățile administrativ-teritoriale care compun area de operare, și având în vedere caracterul serviciului pe care îl prestăm, care este un serviciu public până la urmă, normal că suntem în vizorul și în reflectoarele mass media în primul rând și după aia opinia publică în ansamblu ei. Ca atare, nu e tot una felul în care prestezi acest serviciu și nu e tot una felul în care te relaționezi vis-a-vis de societate, vis-a-vis de până la urmă ceea ce noi în general numim comunitate. Fiind un an electoral în care, așa cum spuneați puțin mai devreme, sunteți în lumina reflectoarelor din mai multe părți, noi să ca, înțelegem că noi poate și ca șansele să... Nu ca indivizi, ca instituție. Ca activitate, ca activitate, zicem, exact. Poate există și șanse să primiți poate mai multe fonduri pentru a putea să dezvoltați această infrastructură. Este posibil, pentru că dar este un an al promisiunilor, primim... un an al... Ok. Faptelor rămâne de văzut dacă cu precizarea că nu noi primim fondurile, ci le primesc unitățile administrativ-teritoriale. Noi ce putem să facem e următoarea conduită. Să îi sprijinim pe cei din primării până la urmă să reușească să producă niște documentații bune, conforme cu necesarul de dezvoltat în area de operare și cumva să le asigurăm tot suportul necesar pentru a putea face niște aplicații finanțabile și nu numai că finanțabile, dar ele să aibă și efect pe termen mediu și lung. Ceea ce ne dorim cu toții. Ați făcut până acum și astfel de proiecte, acum ați făcut suntem, împreună cu administrația, da, administrațiile acum, locale, de fapt. Da, numai la noi, cum să vă zic eu, noi suntem, cred că, cel mai atipic operator din țara românească. Operatorii regionali de apă și canal s-au fondat, s-au creat, s-au format pentru a putea absorbi bani de la Uniunea Europeană. Fonduri europene, cum ne spunem noi, generic. Fonduri de coeziune, fonduri de solidaritate și așa mai departe. Ok.
Asta a fost o cerință a Uniunii Europene. La momentul semnării tratatului de aderare s-a pus problema în felul ăsta. Băi, fraților, trebuie să faceți operatorul. Vă dăm doar că in-house, trebuie să... Delegarea de gestiune prin asociație de dezvoltare și așa. Lucru care s-a întâmplat. S-a găsit o formulă juridică și pentru România să poată să, cumva să se alinieze la cerințele... Bun, și de ce sunteți atipici? Pentru că noi nu beneficiem de tocmai această problemă. Și atunci ce am zis noi? Hai să încercăm să ne sculcăm pe forțe proprii. Nu zic că eu am făcut lucrul ăsta. Vorbesc de istoriile recente sau, mă rog, contemporane de la Orăștie. Și atunci lucrurile s-au dus în zona următoare. Administrațiile publice locale au investit pe cont propriu, au făcut investiții, unele chiar serioase, gen stația de epurare de la Orăștie, gen care funcționează de... așa cum trebuie, pentru că am mai discutat cu dumneavoastră și îmi spuneați că destul de multe stații de epurare în întreg județul, nu doar în zona Orăștie, au acum fost făcute și au fost investiții. Astea municipale de regulă funcționează, pentru că operează volume mari de apă și cumva sunt ușor de gestionat, adică mai ușor de gestionat decât neapărat cele din zonă rurală, unde lucrurile sunt destul de fluctuate și acolo trebuie un alt fel de abordare, dar tot la o abordare integrată ajungem, că de fapt asta vreau să subliniez, că proiectele de apă și canal în arii de operare și mai ales gestionate în operatorii generale sunt proiecte integrate. Adică nu poți să faci doar o parte din ele, deci cum mai faci un pod? Podul are un capăt și un alt capăt și probabil are două picioare care stau în apă. Niciodată nu te-a pus să faci podul de la mijloc. Trebuie am mai văzut noi și situații în care s-au apucat dintr-o parte adică în alta și nu s-au întâlnit la mijloc. Trebuie să ai o planificare în momentul în care faci o construcție de genul ăsta. Astăzi turnăm aia, mâine turnăm mai altă, le legăm într-un fel și aia departe. No. Exact problema asta se pune și la noi în partea de apă și canalizare. Bun. Acum, nevoia de finanțare este destul de mare. Nu numai... Nu mă refer neapărat strictamente la Orăștie și la comunele din jur. Mă refer în general în România. Deci unde estimam pe la începuturile demersurilor noastre în apă și canal undeva un 5 miliarde de euro necesar de finanțat, acum ultimele estimări ne duc undeva către bine, către 22-23 de miliarde de euro și eu zic că estimările sunt totuși optimiste. Deci e nevoie de bani mulți în infrastructură de apă și canal pentru a asigura confortul pe care atât cetățenii ne cer, adică ei sunt prima linie, dar și normele europene la care am aderat ni le impun. Deci cumva trebuie să facem niște lucruri ca să putem ajunge la nivelul ăla. Bun, în teorie și Uniunea Europeană ne oferă această posibilitate de a aplica, de a scrie proiecte pentru a atrage acești bani și pentru a avea un trai decent din acest punct de vedere. Înțelege. Aia nu înseamnă că noi nu facem nimic. Dar faceți adică, mai încet. Așa, nu e vorba de noi, de Goscom. Nu de Goscom, bineînțeles, la nivel național, exact. Și mai e o problemă. Noi finanțăm niște lucruri care nu sunt neapărat congruente cu aceste interese pe care vi le-am enunțat anterior. Sau, mă rog, pe aceste obiective pe care vi le-am enunțat anterior. Și atunci, lucrurile care se pun sau felul în care trebuie pusă problema este următoarea. Trebuie să existe politici naționale congruente în așa fel încât obiectivele majore ale României în acest domeniu să fie atins. Deci iată că am intrat într-o zonă de politici publice care, dacă sunt gestionate cum trebuie, putem să ne asigurăm un succes. Dacă nu, atunci nu. Și dacă privim așa în ansamblu, în întreaga Românie, nu doar în județul Hunedoara, și vedem că în continuare Bașca, județul Hunedoara stă chiar bine la capitolul conformare. Comparativ cu altele, cred că suntem pe locul 2 sau 3, dacă nu mă înșel, la gradul de conectare la apă potabilă, având în vedere faptul că județul Hunedoara este un județ urbanizat mult mai tare decât alte județe. Atunci, normal, gradul de conectare prin aglomerări mari crește. Dar aia nu înseamnă neapărat multe lucruri, da? Dar cu toate acestea, în continuare, sunt destul de multe localități, destul de multe zone în care nu există rețele de canalizare, rețele de apă potabilă. Bine, acum mai este o chestiune. În momentul în care faci o analiză de genul ăsta, trebuie să te duci către zona de costuri. Cât de mult te costă pe tine să duci apa acolo.
Dacă lucrul ăsta implică niște costuri foarte mari, atunci caut soluții locale. În sensul că, bun, nu pot să aduc apă potabilă, curățată, aranjată din, să zicem, din sursa Râu Mare. Păi atunci le fac ălora, cât or fi localitate mai mică, până în, să zic, 50-100 de locuitori, le faci niște sisteme individuale pe care le controlezi. Asta nu înseamnă neapărat eficiență în exploatare. Poate să însemne și eficiență în exploatare, dar până la urmă, ideea de bază este că trebuie să asiguri confortul tuturor. Repet, nu indiferent cu ce costuri. Și atunci trebuie un pic să te duci către partea tehnică și să gândești diverse alte formule de rezolvare a acestei chestii. Chiar dacă oamenii în majoritatea timpului sunt de apă potabilă, de acord, adică plătesc pentru acest serviciu, mi se pare normal să beneficiez de apă, să beneficiez de toate aceste utilități, nu? Da, corect. Da, absolut corect. Bun, acum să mai pun o problemă pe sistemele de canalizare. Să faci sisteme de canalizare centralizată care, în loc să producă beneficii asupra mediului, de fapt produc o poluare mai serioasă, aia nu neapărat o rezolvare. De aceea trebuie gândite toate lucrurile astea de la caz la caz. De-aia există documente programatice la nivelul județului și există specialiști în materia asta care pot să-și expună punctul de vedere, iar politicul n-are decât să decidă în consecință. Ei pot să-și expună acest punct de vedere, acei specialiști. Câți ori fie ei în țară, sunt doar că undeva că se rupe, chiar fac. Se rupe legătura de la acești specialiști la politic. Acum nu neapărat se întâmplă lucrurile așa. Mai dar intervine cum? Un actor în toată povestea asta. Mai apar și interesele administrațiilor locale. Mai apar... Pe interesul administrațiilor locale lor. Se presupune că este și interesul cetățenilor, nu? Corect. Da, până la urmă este evident că e așa. Problema este că în momentul în care zici că, sau mă rog, faci reprezentarea cetățenilor, trebuie să o faci într-un mod în care, cum să zic eu, care pe moment poate nemulțumi cetățeanul, dar pe termen lung are niște efecte benefice tot asupra cetățeanului. Că dacă, de exemplu, faci un sistem de canalizare care nu funcționează și ai o stație de epurare care nu funcționează, omul e rezolvat, că îi preiei apa uzată din curte și o duci undeva. E, în momentul în care, în zona în care tu deversezi direct în emisar, apar tot felul de vegetații din astea necontrolabile și deja devine un disconfort pentru întreaga localitate, atunci începi să ai o problemă acolo. Și va trebui să rezolvi acea problemă acolo. Așa că mai bine din prima tai cum trebuie, în așa fel încât să se potrivească pantalonii, că degeaba ai prea, tai prea dar scurți vedeți, din prima. Dar dumneavoastră mai contează și cine taie acei pantaloni. Păi, vorbeam fix despre dialectica asta între specialist și decident. Adică specialistul, dacă e specialist, trebuie să ofere viabile, să ofere soluții viabile și până la urmă constructive. Iar decidentul trebuie să analizeze în dialectica cauză-efect, în așa fel încât părerea specialistului să pună, să poate fi pusă într-un cadru cât se poate de efectiv și, cum să zic eu, profitabil până la urmă pentru comunitate. Pentru comunitate, pentru toată lumea până la urmă, trebuie să fie o chestiune de win-win, doar că uneori lucrurile se mai schimbă așa sau politica și politica e arta altă... compromisului, adică faci compromis și într-o parte și în cealaltă. Dar până la urmă... Depinde până unde până faci acel compromis. Hai să ne gândim o chestie. Până la compromis să treci un pic prin altruism și atunci lucrurile sună altfel. Da? E o chestie de introspecție mult prea complicată pentru zilele noastre. De finețe, așa, pe care unii cu siguranță nu o înțeleg în adevăratul sens al cuvântului. Spuneam puțin mai devreme și despre scumpiri, despre prețuri mult mai mari în acest an și la unele alimente, chiar dacă guvernul vine și ne oferă aceste explicații că prețul pentru, nu știu, 15-16 alimente au fost blocat la un anumit nivel, că am mai văzut și cu 100 de lei putem să ne facem cumpărături pentru o săptămână. Am primit aceste exemple, acum nu știu câți reușesc să facă acest lucru, dar noi îi felicităm dacă au această posibilitate. La Deva sau cel puțin în zona în care operatorul Apa Prod activează, prețurile au fost majorate din acest an.
se întâmplă și la Goscom aceeași... Nu știu dacă neapărat se va întâmpla la Goscom, evident că vom fi cumva... Mă gândesc că deja v-ați făcut planul și pe 2024, da, sigur, strategie pe 7 ani de zile, nu asta este problema. Nu m-aș duce către ideea de strategie să formalizez chiar în halul ăsta, că nu, până la urmă, nu... A povesti formal e o chestiune. Am făcut, în schimb, un alt exercițiu. E o artă și asta, nu? Da, bineînțeles că pot să vă recit acum repede cum e cu strategia, cum e cu nevoia, cum e cu componentele, dar nu asta vreau să vă spun. Haideți, vreau să vorbim la concret altceva. Atunci. Am curiozitatea să mă uit puțin peste tarifele din țara românească. Știți că la nivel de România există doi operatori privați mari. Doi operatori privați mari. Este vorba de Apa Nova Ploiești și de Apa Nova București. Și m-am uitat un pic peste tarifele lor. Tarifele lor sunt sensibil egale cu ale Goscomului. Și m-am întrebat, dar oamenii ăștia nu fac investiții. Dar bineînțeles că fac. Bașca mai fac investiții și din surse proprii. Ceea ce în partea asta de public nu se prea întâmplă. Adică, na, investești, dar destul de... Mă, dar oamenii ăștia cum nu creează așa de... au asemenea tarife? Și am pus mâna pe telefon, cunoscând pe unul dintre ei, bă, fratele, voi cum ați făcut? Păi zice, când am venit noi la Ploiești, de exemplu, operatorul avea vreo 800 de oameni. Acum mai sunt vreo 200. Aia înseamnă că am făcut niște investiții punctuale pe anumite lucruri, investiții pe care le-am pus repede în funcțiune, am redus numărul de personal fix până la nivelul la care o impunea. Și atât că funcționează, poate funcționează chiar mai bine. Au crescut și salariile, a scăzut și tariful și lucrurile sunt ok, funcționează. Până la urmă, o abordare de genul ăsta, o abordare managerială de genul ăsta, cred că ar fi utilă pentru toți actorii publici. Nu mă refer neapărat la Apă și Canal. Cred că, înainte de a ne uita cu ce mașină umblă directorul sau ce salariu are directorul și lucruri de genul ăsta, cred că ar puțin pe reglementarea asta corporativă a entităților publice, ar trebui să ne uităm un pic la partea asta de eficiență și la partea de, cum să zic eu, de business adevărat. Dar atunci când și politicul este implicat în acest tablou minunat pe care l-ați deci, spus politicul, puțin mai devreme, mai au curajul să facă aceste mutări? Vă spun un lucru. Obiectivul politicului este să dezvolte, da? Dezvolte economia. În teorie economia sau locală, în practică? În teorie, până la urmă, cea mai bună practică rămâne totuși teoria. Și atunci mă gândesc la următorul aspect. Mă, tu vrei să dezvolți o zonă, ai nevoie de niște operatori economici puternici și eficienți, că până la urmă legea capitalismului este capitalul. Capitalul venind din profit. Tu ai la un moment dat posibilitatea, sau nu chiar posibilitatea, chiar obligația ca profitul pe care îl produci să-l reinvestești. Despre asta e vorba în capitalism, asta știm de la Marx încoace. Am învățat și în vremea comunismului cum e cu chestia asta. Și am achiesat la lucrul ăsta în 1989, deci suntem capitaliști, hai să o spunem cu subiect și predicat. Chit că ne place să fim numai pe jumătate. În partea aia socială, acolo suntem cu toată lumea și ce frumos e. Dar și socialul și capitalul își au loc în aceeași... în acea societate. Așa sunt construite societățile. Haideți să vedem care sunt proporțiile. Aici deja vorbim de politici. Politicile de stânga te duc mai mult către social, alea de dreapta, bine, nu vorbim în România pentru că eu apă și un pământ. Dacă suntem să ne uităm la politicile promovate în ultimii ani, ne ia capul. Da, nu mai știi care e stânga, care e dreapta. Corect. Și atunci, ideea este în felul următor. Dacă e să generăm politici publice pentru a putea rezolva lucrurile astea, hai să fim serioși și să le facem așa cum trebuie. Adică să ne facem niște operatori puternici, eficienți, vorbesc de materia, apă și canal, dar nu numai, valabil în orice fel poate de fi lume. Aplicat exact în moment, adică fără multă protecție socială, fără, vorbesc în zona strict de corporate, de business. Iar plus valoarea generată de acolo, de la acești operatori bine pus la punct, capitalul care ți se întoarce, că ți se întoarce, tu fiind acționar, mă rog, ce-i fi acolo, tu poți folosi acel capital ca să-l duci după aia chiar și în zona socială. Adică la ce mă gândesc? Sunt componente, vă dau un exemplu, sunt componente în zona de rețele de alimentare cu apă și canal, pe care nu le poți finanța din niciun fel de finanțare.
În mod normal, tu, operator, ar trebui să fii în stare să-ți rezolvi această problemă acolo. Adică din banii care îți rezultă din fondurile de dezvoltare și înlocuire, să le dirijezi către acele zone și să dezvolți propriile tale proiecte de investiții complementare fluxului principal. Ai putea, ați spus, doar da. Sunt să înțeleg anumite piedici? Păi nu știu dacă neapărat piedici, că până la urmă există rezolvare și la aspectul ăsta, în sensul că prin mecanismele de finanțare a unităților administrative teritoriale, să zicem că se rezolvă lucrurile astea, dar nu e neapărat sănătos, pentru că unitățile administrative teritoriale au anumite obligații și anumite anumite obiective, pe când operatorii de apă se ocupă de apă și canal. Ca atare, lase frate, se ocupe de apă și canal de la un capăt la celălalt, pentru că asta dă coerență demersului. Nu pot să fragmentez lucrurile în așa fel încât... și mai e o problemă, chiar la nivel instituțional e o problemă cu abordările în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului e prima, cum să zic eu, prima interfață cu Uniunea Europeană, cu problematica de mediu vis-a-vis de apă și canal. Ministerul Dezvoltării este pe partea de dezvoltare infrastructurii și cu finanțarea prin diverse programe naționale și Ministerul Mediului are o parte de finanțare tocmai pe chestiuni de mediu prin administrația fondului de mediu. După aia mai intervine și Apele Române, mai intervine și ANRSC-ul, fiecare cu limba lui și cu legea lui. Ei, în momentul în care nu există o coeziune sau o congruență a demersului, fiecare trage pe partea lui. În momentul ăla se mai întâmplă lucruri serioase și fundamentale în materie. Fiecare, Ministerul Dezvoltării se duc către OAT-uri, că așa știm și așa s-a statutat în România că e bine. În partea cealaltă, Ministerul Mediului are propriile sale obiective și folosește puterea de coerciție prin administrația Apelor Române, prin Garda de Mediu, prin APM-uri și așa mai departe. Iar în partea aceea de ANRSC, adică de reglementare, lucrurile se duc către o reglementare, cum să zic, unitară, ceea ce e un lucru bun, totuși unitară la nivel de țară, dar totuși cumva înghesuită sau cum să zic, limitată de celelalte dezvoltări. Deci de aceea părerea mea este că ar trebui cumva legate lucrurile și dată coerență de data asta națională demersul respectiv. De-aia vă ziceam că cu apa e și de bine și de rău. Are și fațete bune, și adică am evoluat. Rege, nu? Deci, dacă... hai să ne gândim față de momentul 2004, după 20 de ani, putem spune că am evoluat semnificativ. Raportat la alte țări, evoluția chiar a fost consistentă, dar și banii alocați au fost consistenți. Ca atare, trebuie măsurat acest demers în această cheie. Cu ce bani am reușit ce? Și ce mai avem de făcut și cum facem pe ceea ce mai avem de făcut. Adică e interesant domeniul, na, dar cum să spun, e deschis provocărilor. Acum, în ceea ce privește Goscom, lucrurile stau un pic diferit. Noi, neavând această finanțare și neavând această obligație, noi totuși am respectat-o cu regulile in-house, cu operator, cu are de delegare, cu ADI, cu toate alea, dar încercăm să devenim un operator pe propriile picioare. Asta e un demers nu tocmai ușor, având în vedere și dimensiunea operatorului și având în vedere și coercițiile despre care vă vorbeam adineori, constrângerile despre care vă vorbeam anterior, încercăm să găsim o formulă de succes care să poată fi privită inclusiv ca model pentru dezvoltările ulterioare. De exemplu, pe programul operațional de dezvoltare durabilă, gradul de supracontractare e 160%. Deci clar că nu se ajungă banii la toată lumea. Ok, nevoia de finanțare este. Ce faci? Cum dar te fiind finanțezi? Totuși un operator regional, mă gândesc că ar trebui să se ia în considerare și acest aspect. Da. Sau nu contează? Nu prea contează, pentru că știți cum e, în momentul în care discutăm pur birocratic această chestiune, lucrurile se bifează sau nu se bifează. Ai trecut cu checklist-ul pe la așa, ți-a scăpat o bifă, mai vii la toamne. Deci,
lucrurile sunt destul de interesante așa din punctul ăsta de vedere, dar bun, până la urmă să nu uităm de ce suntem puși aici. Noi suntem puși în slujba și în interesul cetățeanului. Ca atare, demersul trebuie dus până la capăt. Nu spun că indiferent în ce fel. Spun că demersul trebuie dus cu răbdare și cu seriozitate până la capăt. Și părerea mea că asta este cheia spre succes. Un succes înțeles diferit de fiecare până la urmă. La fel ca și acea normalitate despre care am mai discutat și cu alte ocazii. Fiecare este cu normalitatea sa mai nouă. Cu normalitatea la purtător, corect. Și cu acest succes. Și revenind la întrebarea mea de mai devreme. Dacă măresc tariful. Exact. Pe oamenii asta interesează până la urmă. Acum, cum să spun, aș fi ipocrit să spun că nu voi mări tariful. Asta vă face subiectul unei analize. Voi rămâne totuși pe ideea de strategie. Rezultatele anului trecut și dacă se păstrează și pe anul care urmează și nu văd de ce nu s-ar întâmpla lucrul ăsta, având în vedere portofoliul de lucrări pe care îl avem în vedere, e posibil să nu necesite o asemenea majorare, dar asta poate face obiectul unei analize financiare mai serioase, bazate pe rezultatele anului trecut, funcție de influență, de ce se mai întâmplă. Deci prima chiar parte am primit, anului nu... Chiar ieri am primit la birou o notificare din partea Apelor Române, care din nou măresc tariful că așa vor ei, ceea ce iar nu mi se pare în regulă. Deci, poți fi tu autoritate de reglementare, dar nu poți tu autoritate de reglementare să-ți reglementezi propriul tău tarif. Deci mi se pare strigător la ce. Ca atare, ce putem noi face? Decât să ne aliniem la creșterea de prețuri. Că asta ne lovește direct. Nu numai pe noi, pe toți operatorii. Vă obligă să la bineînțeles. Cumva adică, tarifele. Cum îți mă... Tu îți mă... Bă, noi am hotărât că de la întâi, nu știu care, mărim... Ca așa vrem noi. Și aici că este o mare poate. Problemă cu Apele Române. Apele Române nu pot să fie și autoritate de reglementare și societate comercială. Uite că pot. E ca și cum m-aș duce la aprozar și ăla zice, bă, știi, m-am gândit, eu fac roșiile 200 de lei. Păi da, dar roșiile costă 10 lei la... Tu te cumpără de acolo, eu ți le dau cu 200 de lei. Să combine bine și ele singur cu roșii, de pe piață. Deci, ideea asta de monopol și ideea asta de reglementare și, de fapt, nereglementare nu sună în regulă. Deci trebuie să există că funcționează. Păi da, dar noi avem autoritatea noastră de reglementare, noi operatorii de apă. Instituții de genul Apelor Române și ori mai fi vreo câteva de genul ăsta, n-au nicio problemă. Ei și vând apa, ți-o și preiau, adică plătești și taxă de preluare, odată, al doilea, asta fiind al doilea, și al treilea ei și reglementează, cât, cum și pe unde. Ei se reglementează și autorizații de gospodărire a apelor și lucruri de genul ăsta. Ok, care produc efecte asupra operatorilor. Că ei mă autorizează o stație de epurare când știu foarte bine că acea stație de epurare nu va funcționa nici cum. Primarul s-o face, mi-o predă mie, eu mă apuc să operez pe ea, evident că nu reușesc să epurez și penalitățile au aplicat Apele Române, adică sediul materiei. Deci asta nu este în regulă, nici cum. Da. Poate se vor mai reglementa și aceste aspecte pe care... Eu m-aș bucura tare. Spuneți adică că să nu spune sunt careva, în regulă, spune, adică acest circuit... Să-și spună cineva problema în felul ăsta. Nu, cineva ar trebui să... Dar este an electoral, super așa. Electoral, cum spuneam, da. Și poate în acest an vă veți face mai bine auziți. Na, nici poveste. Mă îndoiesc de ce că aveți această reacție? Păi poate, nu, într-adevăr... Noi, în primul rând, noi nu suntem actori pe această scenă electorală, să zicem așa. Noi avem treaba noastră. Dar votul oamenilor va conta. Va conta în măsura în care, în urma votului, noi actori sau vechii noi actori vor putea genera politicile publice în ceea ce privește sistemele de apă și canalizare în favoarea tot a cetățenilor, iar noi nu putem fi altceva decât parteneri într-un asemenea demers. Simplu. Implică prea multă implicare politică de data asta. În ultimele, cred că 10-15 minute când din această emisiune, trebuie să discutăm și despre politică și despre nu ce trebuie neapărat, dar dacă vreți, nu am nimic împotrivă. Sunteți un om cu experiență în politică, cred că cunoașteți destul de bine ce se întâmplă și la nivelul județului Hunedoara. Să nu uităm că ați fost și prefect al județului Hunedoara, deci cunoașteți din toate taberele, să spunem, cum stau lucrurile. Vedem în această și asistăm în această perioadă la tot felul de
scandaluri, așa, sau poate e mult spus, chestiuni legate de județul Hunedoara, de bunăstarea sau nu a cetățenilor, majoritatea dintre acestea fiind purtate între cei de la Consiliul Județean și instituția prefectului, pentru că acum aceasta este problema unora, câte gropi sunt, ce face unul, ce face celălalt, mai puțin chestiuni legate de proiectele în adevăratul sens al cuvântului, lovituri așa sub centură și pe plan personal. Aceasta este politica sau definiția politicii hunedorene? Păi nu-i numai la nivel de Hunedoara. Înțelegi? Dacă ar fi numai județ Hunedoara, lucrurile s-ar îmbunătăți natural, aș zice eu, în contextul general național. Dar contextul general național e așa cum e. Adică discuțiile astea cu datul poalelor în cap le vedem în orice minut. Ca atare nu văd de ce Hunedoara ar face excepție, că nu s-a părut că sunt niște oameni de o erudiție și o eleganță de un nivel covârșitor la... Da, nu, asta este problema, că până la urmă asta mai puțin contează. Contează până la urmă, într-o competiție electorală, nu o să vă spun șlagărul ăla cu proiectele și cu... Nu asta. Într-o competiție electorală trebuie să conteze în primul rând seriozitatea candidatului și credibilitatea lui. Credibilitatea în fața electoratului. Bun. Noi spunem, deși nu e așa, spunem că avem o problemă cu electoratul, în sens că electoratul nostru este imatur, necultivat, nu știu cum. Electoratul uneori mai este și oglinda celor care sunt... Nu, politicul este oglinda electoratului. Deci, cam aici, sau alesul este oglinda legătorului, ca să fim mai preciși în exprimare. Nu, dar nu totdeauna așa. Adică, de regulă, oamenii sunt tentați să meargă după, cum să zic, pe calea cea mai ușoară. Adică, în momentul în care vii tu, candidat, indiferent care fii tu, zici, domne, lapte și miere, ce frumos și așa, și pe dincolo, tentația ta să te duci acolo unde e lumina mai... Da, e ca și țânțarii la bec. Deci, unde e becul mai, acolo trag, așa. Chiar dacă contracandidat, uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite, deci aia cu DeSantis, cu ieșirea lui DeSantis așa zdrobit, fiind măcelărit de-a dreptul, mi s-a părut simptomatică. Deci, până la urmă, asta e o, cum să zic, o boală a generației noastre. Generația noastră, înțelegând generația noastră de alegători. Cred că lucrurile astea trebuie un pic să se schimbe, habar n-am cum, dar cred că asta e o chestiune mai mult civică decât politică. Să reușim împreună să avem o altă atitudine față de becul cel mai tare. Cred că o acțiune, sau cum să zic eu, acțiunea efectivă a oamenilor de calitate nu trebuie să se regăsească neapărat în zona politicului, cât să pot regăsi în zona civicului. Se pot genera tot felul de programe și idei și acțiuni. Și de ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că acești oameni de care spuneați, încă îi mai avem. Ba, se întâmplă, să știți că cu oarecare timiditate, și asta, timiditatea vine din diverse chestiuni, adică din diverse constrângeri, cu timiditate se încearcă tot felul de rezolvări de acest gen. Și cel mai important ar fi, chiar discutam o chestiune de genul ăsta, În zona educației, pe lângă cei trei mari actori, elev, părinte, profesor, ar mai trebui să intervină un element. Și asta se numește societate civilă, într-o formă oarecare de organizare. În momentul în care reușesc să coagulez un spirit de, cum să zic eu, de dezvoltare și de reașezare a valorilor, în momentul ăla și succesul tău ca demers educațional este mai, cum să zic eu, mai aproape de succes. Deci, cred că
ar trebui schimbată puțin paradigma asta dintre grupurile de WhatsApp a părinților, ce face doamna dirigintă și elevul cât e de golan. Adică trebuie să ieșim un pic din zona asta și cât e de cocoloșit acasă și alte chestii. Mi se pare că ne adâncim copilul, de fapt în această copilul, zonă. Adică elevul, șofiel, subiectul despre care vorbim, trebuie să treacă prin niște zone în care sistemul de valori pe care îl percepe datorită mediului, datorită chiar școlii la un moment dat, să îl aducă într-o zonă de alt, cum să zic, alt nivel de percepție și o altă perspectivă asupra valorilor generale. Avem o România educată, așa cum spunea și marele proiect al acestei țări? Păi nu știu, întrebați-l pe domnul președinte că poate ne spune cât e de educată România în acest moment. Eu, din punctul meu de vedere, cum să zic, cu toate că eforturile au fost destul de substanțiale în domeniul ăsta, până la urmă construcțiile succesive, legislative și instituționale au demonstrat faptul că în felul ăsta funcționarea sau direcția pe care am luat-o nu este neapărat cea mai bună. Acum, problema este ce e de făcut. Dacă continuăm cu această paradigmă a permanentei schimbări și a permanentei căutări de a adevărului în ce înseamnă educația sau România educată, nu cred că vom ajunge la un succes. Da, un subiect aceste... sensibil cum e educația, asta trebuie discutat cu toți partenerii. Adică tot ce înseamnă, și nu mă refer doar la politicieni și politică, mă refer și la partea de dăscălime, adică de cor profesoral, mă refer și chiar și la subiecți, adică la elevi și chiar și la părinți. Eu sunt convins că părinții, marea lor majoritate, sunt de bună credință. Nu există vreo discuție aici. Dar, totuși, aportul venit din partea societății civile, și asta e bun, bine și pentru societatea civilă în ansamblu, pentru că își dezvoltă niște competențe și niște componente pe care până acum nu le-a avut. Și primul și cel mai important lucru mi se pare responsabilitatea civică. Asta este un lucru fundamental pe care trebuie să-l învățăm de copii, chiar din grădiniță. Ați subliniat un lucru pe care am vrut să-l aduc în discuție, pentru că foarte mult se laudă acum cu toate aceste investiții în partea de dotare a unităților de învățământ, doar că nu știu dacă este neapărat suficient să dotăm școlile. Bine, acum, e o condiție partea și materială. Asta. Este, bineînțeles, este, o condiție, este doar că mai condiția contează asta. Și tot ceea ce ține de formarea profesională, să spunem, a acelor dascăli. Păi, acum, am avut exemple destul de multe în care ni s-a demonstrat cumva că există mari deficiențe. Am avut școli care anul ăsta le-am terminat de renovat și anul următor le-am închis, că nu mai erau elevi. Deci, nu asta, bun, îs perfect de acord că trebuie și investiții în infrastructura școlară. Foarte de acord. Dar nu asta este de bază. Mi-aduc aminte zisele regelui Ferdinand când a deschis Politehnica în Timișoara în 1922, dacă țin-o bine minte, 23, ceva de genul, și zicea în felul următor: nu zidurile fac școala, ci spiritul care zace întrânsă. Deci, rolul principal este să creăm acest spirit, care, vă spun, este doar apanajul profesorilor. Acolo trebuie o colaborare și o conlucrare între toți actorii esențiali în această materie. E vorba de schimbarea de mentalități, e vorba de abordări, e vorba despre felul în care percepem anumite fenomene din societate. Deci, chestiunea asta cu educația este mult mai complexă decât pare ea afară. E simplu, vii de la școală, ți-ai făcut lecțiile, bravo, nu știu ce, n-am culcat, am ieșit afară, nu știu ce am făcut. Prea puțin mai privesc în profunzime. Corect. Și anunci trebuie, educația înseamnă cu totul altceva decât învățare. Și educația are nu componente. Se oprește la cele 6-8 ore corect. Pe care le petrec. Dar bine, acum cine sunt eu să dau sentințe pe partea de educație? Deși e un subiect care totdeauna m-am preocupat și m-am preocupat în esența lui. Dacă pentru avem strategii, cum spuneați că și dumneavoastră aveți strategie aici la Goscompe, 7 ani, 14, câți ani or fi ele, avem nevoie totuși să ne implicăm și în educarea și educația acestor copii, da, dacă într-adevăr ne dorim. Este absolut fundamental necesar. Pentru că e vorba de, până la urmă, existența nației noastre, hai să ne înțelegem. Ce facem peste o generație?
nu ne mai regăsim. Adică vom fi, da, nu, refuz să mă gândesc. Însă trebuie cumva responsabilitatea unei generații, responsabilitatea majoră a unei generații este să educe generația următoare la un nivel mult mai mare decât a fost ea însăși. Deci, cred că aici sunt anumite lucruri care trebuie să discutate. România educată. România a fost, este și va fi educată. Cât de tare, asta rămâne de văzut. Până la urmă, sistemul educațional în România a inventat de mult. Nu l-a inventat domnul președinte acum. Dar ideea este că ideea este de cum facem România să educată. Adică, cumva, domnul președinte zice, băi, needucaților, am venit eu să vă educ. Nu sună așa. Nu, nici pe departe adevărat. Nu uitați că România a generat niște lucruri. Chiar și pe partea de pedagogie. Deci România a fost o țară în care se făcea educație serioasă. Chiar și în vremea comunismului. A venit acum a spune, bă, educăm România cu educatorul. Nu merge. Trebuie găsită formula care să schimbe mentalități, care să schimbe chiar oameni și care să ne asigure confortul mental necesar să știm că generația următoare va face mai mult decât am făcut noi. Și poate mai contează și exemplele pe care le vedem zi de zi, bineînțeles, începând exemplu... de la politicieni, la profesori, de ce nu, medici și așa mai departe, care duce... până la urmă ar trebui să reprezinte așa un exemplu în societate, duce... chiar și pentru cei tineri. Eu m-aș duce la oamenii simpli. Oamenii simpli pot fi niște bune exemple pentru pot toți. Pot fi, însă marea masă vede ce vede la televizor, da? Okay. Acum... Vedem ce se întâmplă în Parlamentul României, acolo să... unde avem pretenții cumva, nu? De la acei oameni să aibă un comportament cel puțin civilizat, un limbaj, totuși, măcar mediu. Acum nu vreau să mediu, vorbesc de pune în casa spânzuratului, dar și mass media are un rol, mass mediile au un rol important în această educare. Categoric. Pentru că dacă dăm drumul la televizor și zapăm pe canale, vedem că din 50 de posturi, ai nu 50, exagerez, 10 posturi, nu știu dacă una are vreo știre pozitivă și legată de o chestiune de genul ăsta, de o chestiune, un demers greoi. Când și... mai zapați, opriți-vă și pe Hunedoara 1 TV. Bineînțeles că mă opresc, n-am nicio problemă, sigur că mă opresc. Da, și eu chiar am văzut anumite lucruri, dar e mult mai interesant să spui la televizor cum că Șoșoacă a venit cu un tractor la manifestație și evident că asta creează senzații, da? Decât că nu știu ce localitate s-a deschis o școală ultra-performantă cu așa și pe dincolo, care o știre care, bă, n-au și-au făcut să fie sănătoși. Vedeți, aici e chestiunea de percepție. Ce punem pe primul plan? Care este, adică, da, sau Olimpicii României au luat nu știu ce loc la Olimpiada. Este a patra, a cincea știre dintr-un jurnal. Primele știri sunt oricum destul de alterate, lăsând la o parte... Până la urmă și acelea fac parte din realitatea cotidiană să și atunci trebuie prezentate și aceste aspecte. Cum vedeți 2024 la nivelul județului Hunedoara în ceea ce privește alegerile? O să fie un an destul de complicat așa, cu multe săbii ascuțite. E foarte interesant, sunt chiar convins că unele lucruri se vor reașeza la nivelul județului. Abordările, sper, mă refer post-electoral, că până la alegeri tot în, mă rog, în cheia asta de... dispută... Pisica dintr-o dispută, în fine, nu neapărat... Dar nu vreau să comentez. Dispute, haideți să ne oprim aici. Dispute, corect. La nivelul ăsta e dispută, corect. După alegeri, sper că oamenii aleșii vor avea înțelepciunea să așeze la masă și să, de data asta, chiar să facă o chestie coerentă pentru județul Hunedoara, cu cap și cu coadă. Cum vrem să dezvoltăm județul Hunedoara, care sunt principalele priorități pentru județul Hunedoara, care sunt obiectivele de îndeplinit. Dar de data asta, pe bune, nu ca imagine pe Facebook, lucrurile alea sunt efemere. E impresia de moment și cu atâta rămâne. Nu. Trebuie să gândim, sau vor trebui să gândească oamenii ăștia la o dezvoltare durabilă a județului și la direcția pe care o ia județul. Județul ne doarea, bineînțeles, județ atipic și toate alea, dar încă nu și-a găsit drumul. Nu și-a găsit drumul nici în context
regional și nici în context național. Părerea mea este că ar fi un bun moment să ne analizăm puțin politicile publice pe care le generăm și să ne gândim la, la o politică smart, la o politică deșteaptă, în așa fel încât să scoatem ce se poate mai mult din resursele pe care județul Hunedoara le poate oferi acum și nu mă refer neapărat la turism. Care poate fi un coloc de salvare, nu? Dacă ne uităm pe cifre, nu poate, indiferent cât de tare ar sări. Având în vedere cifrele despre care vorbim, adică ce înseamnă venituri și nevoile județului Hunedoara și la cât am putea produce din turism, chiar să fie ideal de nu ajunge la concurența necesară. Deci trebuie să dezvoltăm și alte lucruri județul Hunedoara, poate chiar în complementaritate și cred că asta ar fi o idee bună cu alte zone de dezvoltare din țara românească. O ultimă întrebare la care vă rog să răspundeți pe scurt. Cu da sau nu? Cu da sau nu? Poate vă las încă 30 de minute să și dezvoltați. Așa. Spuneți că județul Hunedoara nu și-a găsit încă drumul. Vă gândiți să în contribuiți regional și în context la găsirea soluțiilor pentru a găsi cumva acea cale bună pentru județul Hunedoara? Poate candida undeva pentru vreo funcție? Nu, asta cu candidaturile nu se pune problema și nici nu chiar îmi propun să candida. Bine, nici nu dau cu ușa, adică nu zic, băi, gata, de aia s-a terminat cu politica. Nu cred că la momentul ăsta am alte preocupări. Poate un pic mai serioase decât asta, dar vreau, nu e politica să vă spun serioasă? Ba da, poate fi, dacă e făcută cu seriozitate. Ce vreau să vă zic? În 30 de secunde că suntem la final. Da, deci nu și-a găsit drumul. În context regional, cum bine am spus. Deci ideea este că noi va trebui să generăm acele politici care să aducă plus valoare resurselor pe care le avem. Și o resursă este și amplasamentul geografic. Sunt multe chestiuni care le putem fructifica atât la nivel național cât și la nivel regional. Trebuie să facem doar politicile să fie atât de smart și atât de, diplomate până la urmă, încât să reușim să dăm o promovare a județului, o justă promovare a județului. Sunt convinsă că în 2024 vom avea multe promisiuni diplomate, astfel încât să găsească unii și acea cale. Mulțumesc! Așezarea strategică, la asta mă refeream. Am înțeles foarte bine. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența. A fost o reală plăcere. Emisiune și pentru noi. Vă mai așteptăm aici. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.